Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu un nou subiect și de asemenea cu un invitat nou în emisiunea noastră. Îi spunem un bun venit domnului doctoran Sorin Horia Trifa, preot misionar în Biserica Luterană Sinodul Missouri. Sorin, bine ai venit la noi în emisiune. Cătălin, mulțumesc pentru invitație, bine te-am găsit. Mă bucur să stăm față în față, Sorin, de data aceasta, în fața Scripturii pe care o avem aici pe masa aceasta, de asemenea pe o temă legată de Sfânta Scriptură, o temă pe care știu că tu iubești și prin preocupările tale și mai ales prin studiile pe care le ai acum, le faci acum, studiile doctorale, aprofundez conceptele acestea ale studiului Bibliei și știu că Sola Scriptura este una din temele pe care tu, cu plăcere și cu multă dragoste, vorbești ori de câte ori ai ocazia, așa că ți-am pregătit o temă, să spunem, care ți se potrivește și îți propun să discutăm în seara aceasta despre Sola Scriptura versus tradiția bisericii. Dacă poate cu altă ocazie am mai discutat despre Sola Scriptura, în seara aceasta vom pune Sola Scriptura, conceptul acesta de privire asupra învățăturilor biblice în contrast cu ceea ce în mod generic numim tradiția bisericii. Indiferent de biserică, să nu creadă cineva că ne referim la o anumită confesiune sau vorbim despre tradiția pe care biserica de-a lungul celor 2000 de ani le-a acumulat, indiferent de confesiune, și suntem bănuiesc de acord că fiecare dintre denominațiunile existente astăzi în lume au o anumită tradiție. Așa că, Sorin, hai să începem de la tine. Cum ți se pare titlul și mai ales tema în contextul acesta în care te numi? E binevenită tema? E ok să discutăm despre ea sau... Cred că tema este foarte binevenită și este la fel de actuală astăzi, așa cum a fost și în timpul reformei luterane din secolul al XVI-lea și exact așa cum a fost, de exemplu, și în Biserica Apostolică și Post-Apostolică, pentru că de Scriptură și de tradiție vorbim încă de la începutul Bisericii. Practic, Scriptura și tradiția au mers, să spunem așa, în paralel pe tot cuprinsul istoriei acestei biserici creștine în care ne aflăm fiecare dintre noi, indiferent de denominația din care facem parte. Și ai spus foarte corect, dacă este să privim cinstit lucrurile, orice denominație are Scriptura, pentru că în momentul de față personal nu știu o denominație creștină autentică care să nege existența Scripturii sau învățătura Scripturii și de asemenea personal nu cunosc o biserică în momentul de față, o biserică creștină care să nu aibă în spate o istorie cât de mică în care să se fi format propria ei tradiție. Ca o definiție de termen, de exemplu, prin Sfânta Scriptură, noi creștini înțelegem cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost revelat de-a lungul timpului în Vechiul Testament prin Sfinții Profeți, iar în Noul Testament prin intermediul Sfinților Apostoli și a ucenicilor Domnului nostru Iisus Hristos, cum este Sfântul Ucenic Luca, respectiv Sfântul Ucenic Marcu, amândoi scriind două evanghelii, câte o evanghelie de fiecare. Ce este, în schimb, tradiția? Tradiția este o învățătură de natură omenească care, cel puțin din perspectiva mea, se referă la efortul uman de a interpreta cuvântul lui Dumnezeu și de a-l sistematiza, de exemplu, la nivel de doctrine, la nivel de învățături puse, să spunem așa, capitol cu capitol. Astfel încât, așa cum am spus, Scriptura și tradiția sunt prezente în istoria bisericii încă de la începutul ei. Și întrebarea probabil care se ridică și care este cea mai importantă este în principal care este raportul dintre cele două și nu neapărat dacă una o exclude pe cealaltă. Sola Scriptura, despre care tu ai amintit ca titlu, denumirea aceasta Sola Scriptura, numai Scriptura sau doar Scriptura,
este o afirmație apărută în timpul reformei luterane. Martin Luther a fost cel care a afirmat faptul că numai Scriptura trebuie să fie norma după care biserica să se călăuzească în credința ei și în închinarea ei și în trăirea ei creștină. Sola Scriptura însă nu înseamnă niciodată că absolut nimic altceva în afară de Scriptură nu mai contează pentru biserică. Cu alte cuvinte, sola Scriptura nu este o excludere a tradiției, ci sola Scriptura vine și spune în înțelegerea ei de la origini faptul că Scriptura, că acest cuvânt al lui Dumnezeu care este singurul inspirat și infailibil, trebuie să fie sita sau autoritatea care să determine ceea ce este corect sau incorrect în tradiție, astfel încât, sigur, ceea ce este corect să păstrăm și să ne bucurăm de respectivele comori duhovnicești, respectiv, dacă ele contrazic Scriptura, să le eliminăm, astfel încât să ne asigurăm că păstrăm puritatea credinței. Un lucru foarte interesant se petrece cu Biserica Creștină. Să știi, Cătălin, că istoria Bisericii Creștine, oricine ar vrea să o parcurgă chiar și într-un mod superficial, va constata, cred că destul de repede, că n-a fost una lină, n-a fost una fericită, ba din contră, a fost o istorie plină de momente dificile, momente pe care Biserica le-a manageuit cu dificultate, dar, slavă lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, biserica a reușit să depășească toate aceste obstacole care au apărut în calea ei. La începutul bisericii știm foarte bine și trebuie să afirmăm faptul că Noul Testament, de exemplu, nu exista în forma în care îl avem noi astăzi, iar Sfinții Apostoli și ucenicii lor predicau Evanghelia în mod oral. Ce însemna această predicare în mod oral? Adică ei, practic, predicau oamenilor lucrurile pe care le-au văzut, pe care le-au experimentat personal în relația pe care ei au avut-o cu Hristos de-a lungul misiunii pe care Mântuitorul nostru a avut-o pe acest pământ. Și această învățătură a fost, așa cum am spus, predată în mod oral. Însă, pe măsură ce timpul a trecut, în biserică și-au făcut loc anumite grupuri de oameni care au început să distorsioneze această învățătură pe care apostolii o predicau și să predice lucruri care nu erau tocmai în acord cu predicarea apostolică. Și atunci, bineînțeles, că s-au pus problemele următoare. Care este predicarea corectă? Cum distingem ceea ce este incorrect? Apoi avem, de exemplu, scrisorile pastorale, cele mai multe dintre ele aparținând Sfântului Apostol Paul. Ar avem, știm sigur că la vremea respectivă existau și mai multe evanghelii, adică mai multe relatări ale vieții și activității Domnului nostru Iisus Hristos, altele decât cele patru pe care le avem noi în Scriptură. Sorina, așa este, a fost o perioadă dificilă, dar să ne gândim că multe din lucrurile acestea pe care tu le menționezi se întâmplau înaintea apariției tiparului. Iar singura metodă, într-adevăr, de a transmite informația de la un loc la altul era pe cale orală, iar știm și noi că o vorbă dusă de la unul la altul, la un moment dat se denaturează și până nu a apărut tiparul, cred că nu s-a putut copia atât de mult de mână, astfel încât să acopere toate nevoile. Da, dar prima grijă a bisericii a fost, de exemplu, să stabilească canonul Scripturii. Adică să stabilească care evanghelii sunt inspirate de Dumnezeu, care evanghelii sunt rodul născocirilor umane, care din scrisorile pastorale sunt rodul
inspirații lui Dumnezeu și care dintre ele sunt născocirile umane. Cam când se întâmplă? Lucrurile acestea se întâmplă în primul secol al bisericii, hai să spunem chiar și în cel de-al doilea secol, în mod special în a doua perioadă, se întâmplă în mod special după ce apostolii au ieșit din scena istoriei, da? Și oamenii simt nevoia să știe cu exactitate ceea ce este revelat de Dumnezeu și de folos bisericii ca să folosească și să învețe și ceea ce trebuie eliminat. Asta pe ce fond? Pe fondul apariților ereziilor. Încă din timpul apostolilor vedem gnosticismul ca făcându-și din ce în ce mai mult loc în rândul creștinismului. Iar creștinii au trebuit, biserica a trebuit să răspundă acestor erezii, astfel încât a pus la punct canonul Noului Testament, stabilindu-se cele patru evanghelii, scrisorile apostolice, acestea urmând să fie considerate scriptură sau norma în conformitate cu care biserica predica ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos a făcut pentru mântuirea noastră. Și aceasta înseamnă sola scriptura, ca acest canon al scripturii să fie folosit ca normă pentru a stabili care învățătură este corectă și care învățătură nu este corectă. Plecând de la ceea ce ai zis, înțelegem că prima provocare a fost stabilirea cărților care într-adevăr reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul insuflat al lui Dumnezeu, și apoi mai târziu, știu eu, interpretări greșite ale scripturilor care erau deja puse în canon. Asta găsim și în zilele noastre, dar prima provocare a fost să se distingă clar care este cuvântul lui Dumnezeu și care sunt, știu eu, povești și alte născociri omenești. Categoric, biserica s-a confruntat în primele ei, în prima perioadă de existență, în primele veacuri, cu tot felul de încercări de destabilizare, spun eu. Ne aducem aminte, de exemplu, de Marcion, este cel mai cunoscut. Acesta stabilise un canon trunchiat al Scripturii, accepta o parte din Evanghelia Sfântului Ucenic Luca și câteva, și în principal scrisorile Sfântului Apostol Paul, refuzând toate celelalte lucruri să le ia în considerare. Și au fost și alții ca el. În situația aceasta, biserica a avut nevoie, a simțit necesitatea să stabilească în mod clar care sunt acele cărți pe care le putem numi scriptură și în baza cărora să judecăm învățătura pe care biserica trebuie să o predice, să judecăm modul în care biserica trebuie să se închine și să judecăm, bineînțeles, modul în care creștinul trebuie să își trăiască viața. În paralel cu aceste lucruri, au apărut, așa cum ai spus tu, ereziile. Ereziile au bombardat biserica creștină, așa cum am spus, de timpuriu. Și foarte multe erezii, mai ales după ce canonul Scripturii a fost stabilit, n-au fost erezii bazate pe povești omenești, au fost modalități eronate de interpretare a Scripturii. Și atunci biserica a fost nevoită ca pe lângă cărțile Scripturii, pe lângă ceea ce numim noi Scriptura, să extragă și o serie de învățături din Scriptură care să poarte denumirea de învățătura ortodoxă, adică de dreapta credință a bisericii, în afara căreia nu te poți numi, de exemplu, creștin. Adică dacă veneai și predicai o altă învățătură decât respectiva învățătură, nu puteai să fii numit creștin. Și în felul acesta, Cătălin, apar crezurile bisericii. Crezurile bisericii, spre diferență de scriptură, despre care noi spunem că sunt inspirate de către Dumnezeu, adică sunt respirația lui Dumnezeu, sunt realmente cuvintele lui Dumnezeu și atunci ele sunt infailibile, au autoritate supremă, sunt clare și tot setul de atribute care sunt în general puse de teologie în dreptul Scripturii, aceste crezuri
nu sunt rezultatul lucrării Duhului Sfânt, să spunem așa, inspirației lui Duhului Sfânt, ci sunt rezultatul cercetărilor umane, a aplicării omului asupra Scripturii și reprezintă o sumarizare, un rezumat, să spunem așa, a ceea ce creștinii respectivi au înțeles că învață Scriptura. Crezul primordial despre care putem să vorbim este, de exemplu, crezul apostolilor sau simbolul apostolic. Acest simbol a fost folosit de către biserică pentru cateheze, era de fapt o mărturisire de credință baptismală pe care catehumenii o făceau înainte de a primi botezul. Și acest crez apostolic, dacă îl privim cu atenție, el atinge punctele cardinale ale creștinismului. Ne vorbește despre Dumnezeu în o singură esență în trei persoane. Ne vorbește despre Dumnezeul Trinitar. Ne vorbește despre Tatăl și lucrarea Lui, despre Fiul și lucrarea Lui, despre Duhul Sfânt și lucrarea Lui. Aceasta deoarece în perioada respectivă existau foarte multe învățături care negau toate lucrurile acestea. Apoi, odată cu trecerea timpului, ereziile se accentuează foarte mult. Se întâmplă iarăși un lucru foarte interesant în biserică. Oamenii încep să circule de la o biserică la alta și odată cu această circulație, pe lângă faptul că învățătura corectă a bisericii se propagă în întreaga lume, odată cu învățătura corectă se propagă la fel de lesne și foarte multe dintre erezii. Și așa ajungem, de exemplu, la conciliul de la Nicea, unde s-a pus capăt, mai mult sau mai puțin definitiv, ereziei ariene. Arius a fost un eretic care a venit și a negat divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar crezul de la Nicea, trasează linia corectă a credinței creștine cu privire la persoana Fiului lui Dumnezeu. Apoi crezul atanasian vine și completează acest tablou al Dumnezeului întrăit, Dumnezeului trinitar, vorbindu-ne despre persoana Tatălui, despre persoana Fiului și despre persoana Duhului Sfânt, care sunt într-o singură esență, fiecare dintre ele fiind Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și lucrurile se tot duc mai departe pe măsură ce biserica este atacată de tot felul de erezii. Biserica răspunde prin formularea unor doctrine, prin niște formulări doctrinare. De fapt, citeam un lucru foarte interesant în tradiția creștină a lui Pelican, care se găsește tradus în limba română, anume faptul că biserica și-a dezvoltat teologia, și-a dezvoltat doctrinele pe fondul acestei tentative de a apăra credința creștină în fața atacurilor venite din partea erezilor. Acum, ca să concluzionăm și să trecem la o posibilă altă întrebare, Scriptura reprezintă ceea ce Dumnezeu ne-a dat în cuvântul Său, pe când toate lucrurile acestea, toată această teologie despre care am vorbit, că s-a format aceste dogme, aceste norme de credință, aceste rezumate de credință care sunt crezurile, decrete bisericesc cu privire la credința creștină, sunt toate parte a ceea ce tu în titlul discuției noastre ai numit tradiție. Sola Scriptura versus tradiția bisericii. Foarte mulți oameni astăzi au senzația că tradiția bisericii se rezumă, de exemplu, la anumite ritualuri care se fac la mormântări sau la pomeni sau așa mai departe, ceea ce nu este adevărat. Sau, mă rog, nu este complet adevărat mai degrabă. Este adevărat într-un fel, dar într-un fel minuscul. Pentru că, în realitate, tradiția bisericii include toată această operă teologică pe care oamenii au compus-o aplecându-se asupra Scripturii și depunând eforturi să explice și să sistematizeze ceea ce Scriptura ne învață. Ce înseamnă să sistematizeze, să zicem, din punct de vedere doctrinar? Citind Scriptura, noi nu găsim, de exemplu, un capitol în care să ne vorbească despre Dumnezeu Tatăl, despre creația lumii, despre Dumnezeu Fiul, despre Dumnezeu Duhul Sfânt, despre mântuirea omului, despre închinarea în biserică, despre doctrina despre om, despre păcat și așa mai departe. Nu! Toate aceste doctrine
care nu sunt altceva decât predicarea bisericii, au fost extrase din scriptură și așezate în anumite lucrări sau documente de credință, astfel încât atunci când un om dorea să cunoască creștinismul sau să devină partea creștinismului, el să aibă acces la ele și să înțeleagă ceea ce cred creștinii respectiv, modul în care ei se închină și modul în care își trăiesc viața. Toate aceste lucruri reprezintă tradiția. Iar acum, pentru că am definit într-un fel termenii într-un mod mai complex, putem să spunem că sola scriptura nu înseamnă că toată această tradiție trebuie dată la gunoi, exact. Trebuie uitată, trebuie eliminată, trebuie anatemizată. Nici de cum, aceasta ar fi o extrem de mare greșeală pe care creștinismul poate ar fi ispitit să o facă. Și spun că este o mare greșeală, Cătălin, pentru că chestiuni de acest gen s-au întâmplat în istorie și s-au dovedit catastrofale. În definitiv, nu s-au dovedit deloc pozitive pentru Biserica creștină, ci din contră s-au dovedit catastrofale, aș putea să zic, chiar în timpul reformei au existat astfel de situații nefericite. Sola Scriptura înseamnă că Scriptura trebuie să domine toată această tradiție și Scriptura trebuie să vină să zică această interpretare este corectă sau incorrectă. Și atunci corectăm ceea ce este incorrect, de exemplu cum a făcut Luther, eliminăm ceea ce este complet împotriva Scripturii și sau explicăm mai bine lucrurile care poate nu ar fi în mod necesar împotriva Scripturii, dar poate că au căpătat sau au avut parte de o interpretare nefericită la un moment dat și printr-o interpretare mai atentă pot să revină acolo unde le este locul. Mă bucur că ai explicat cele două concepte practic de credință, da? Vorbim de sola scriptura și tradiția bisericii. Iată că până la urmă o interpretare corectă sau practic o privire corectă asupra celor două sisteme înseamnă să privim fără să le anihilăm. Întotdeauna scriptura, sola scriptura este cea care rămâne deasupra și tot ce se întâmplă din practica aceasta a bisericii, fie că este, știu eu, o chestie care se întâmplă în un anumit context, da, într-o anumită locație și noi uităm, inclusiv dacă luăm bisericile evanghelice, bisericile baptiste din România, au un anumit mod de a face anumite lucruri, în alte părți mai există și câteva chestii locale, aș spune eu, diverse, să spunem, particularități. Asta nu înseamnă că ceilalți de acolo nu pun Scriptura pe primul loc sau știu eu, sunt pe da, din atât timp cât toate aceste particularități despre care tu vorbești, toate aceste, de exemplu, tradiții liturgice, exact. Pentru că tu la capitolul ăsta te referi, adică la modul în care biserica respectivă se închină, dacă ele nu contrazic Scriptura, nu se găsește în Scriptură nici măcar un singur paragraf care să vină împotriva lor, atunci de ce să nu ne bucurăm de un astfel de tezaur? Mai este un lucru foarte important însă pe care eu vreau să-l remarc foarte mult în ceea ce privește atitudinea față de tradiție. Dacă Scriptura are autoritate absolută în biserică, adică, atenție, tot ceea ce Scriptura ne spune este normă. Ce înseamnă acest lucru pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă corect? Tot ceea ce Scriptura spune să facem, trebuie, și accentuez cuvântul, trebuie să facem, fără niciun fel de discuții. Tot ceea ce Scriptura ne spune să nu facem, trebuie să nu facem. Deci, dacă în tradiția noastră, fie teologică, fie liturgică, se găsesc anumite lucruri care contravin acestui principiu pe care l-am enunțat și care se leagă de sola Scriptura, ele trebuie eliminate, am spus, ajustate, reexplicate, găsite o soluție astfel încât să se armonizeze cu ceea ce Scriptura ne învață. Problema este că, și aici apare marele semn de întrebare, și aici creștinismul se scindează. Ce se întâmplă cu acele tradiții despre care Scriptura nici nu le
nici nu le condamnă în vreun fel, dar nici nu le promovează, adică nici nu ne spune să nu faci acest lucru, dar nici nu ne spune fă cu tare lucru. Și aici, probabil, întâlnindu-se lucrurile pe care tu le-ai remarcat. Creștinismul s-a împărțit aici, s-a scindat, pentru că oamenii nu au știut întotdeauna cum este mai bine să reacționeze față de aceste lucruri. De pildă, din cunoștințele mele, reforma radicală, din care se trage până la urmă și tradiția baptistă și tradiția reformată și tradiția penticostală, adventistă de ziua șaptea și așa mai departe, au pornit de la un principiu care spune: dacă Scriptura nu stabilește un lucru, atunci nu îl mai facem. În schimb, celelalte biserici, în speță, incluzând și biserica luterană pe care eu o reprezint ca slujitor astăzi în această emisiune, au venit și au spus în felul următor: dacă Scriptura condamnă lucrul respectiv, nu-l facem. Dacă Scriptura ni-l cere, îl facem. Dacă Scriptura, în schimb, este complet tăcută la capitolul respectiv, nu putem decât să avem libertatea creștină de a-l face sau nu, în funcție de două, de mai multe standarde. Acum nu știu dacă sunt două sau trei. Primul ar fi ca respectivul lucru să fie în armonia generală a Scripturii. Al doilea lucru ar fi să se raporteze corect la învățătura Mântuitorului nostru, care spune să-L iubești pe aproapele tău, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău mai presus decât orice, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și al treilea lucru ar fi să fie spre edificarea bisericii, adică să aducă un plus bisericii respective. În consecință, în opinia multor biserici, în momentul de față probabil a majorității creștinilor, dacă o anumită învățătură sau dacă un anumit element al tradiției nu contrazice Scriptura în mod evident, că Scriptura nu condamnă lucrul respectiv, dar nici nu-l aprobă, nici nu îl promovează, să spunem așa, dar el nu contravine învățăturii generale a Scripturii, nici nu îl rănește pe aproapele meu, nici nu mă pune în situația, de exemplu, de a mă împotrivi lui Dumnezeu și edifică într-un fel biserica, atunci lucrul ăla poate fi păstrat. Haideți să-ți dau, de exemplu, să-ți dau un exemplu. Bine, s-ar putea să nu fie poate cel mai elocvent. Să spunem îngenunchiatul în timpul rugăciunilor. Am observat din propria mea experiență, și aici vorbesc, de exemplu, din casa mea, da? În foarte multe biserici luterane, oamenii se roagă stând în picioare. Așa se spune rugăciunea. Sunt alte biserici luterane care preferă ca credincioșii, ca participanții la liturghie, să îngenuncheze în timpul acestor liturghii, în timpul acestor rugăciuni. Vedeți? Scriptura nu ne spune niciunde care trebuie să fie poziția noastră atunci când ne rugăm. În consecință, trebuie să mergem pe următorul principiu, părerea mea. Fiecare om trebuie să fie liber în conștiința lui să adopte poziția pe care și-o dorește, astfel încât cei care doresc să se roage în picioare să nu fie judecați de cei care consideră că trebuie să se roage în genunchi și viceversa, cei care se roagă în picioare să nu judece pe cei care stau în genunchi. Aici trebuie să fie libertatea noastră de a lucra cu tradiția spre edificarea bisericii noastre. De aceea, tradiția nu este neapărat un lucru rău pentru biserică, ci este un lucru bun. Este un lucru bun care de foarte, foarte, de foarte multe ori vorbește despre identitatea noastră ca membrii a unei anumite denominații. De exemplu, dacă ești luteran, sigur că ai sola Scriptura și sigur că toate învățăturile pe care tu le crezi, pe care tu le mărturisești, pe care tu le pui în practică în viața ta, sunt în acord cu ceea ce spune Scriptura. Însă identitatea ta luterană
este legată de anumite tradiții pe care luteranii le au, așa cum tradiția ta baptistă ține de anumite tradiții pe care baptiștii le au. Un păstor luteran, de regulă, dacă este confesional sau conservator, cum e cazul Bisericii Luterane Sinodul Dumnezeului, va veni îmbrăcat în felul acesta. Pentru că aceasta este un echipament care vorbește despre faptul că respectivul păstor este membru al oficiului pastoral. Va purta un crucifix la gât și așa și colarul pastoral. Un păstor baptist, pentru că el vine din tradiția baptistă, va veni îmbrăcat mai academic, pentru că așa este tradiția respectivă. Acum, foarte important pentru noi creștini, mai ales când trăim în acest pluralism, dacă pot să zicem așa, spiritual, bisericesc, trebuie să vedem în ce măsură ne putem tolera unul pe altul la acest capitol. Pentru că, repet, Scriptura nu ne spune cum trebuie să ne îmbrăcăm ca păstori. Și atunci, nici eu care mă îmbrac așa în această reverendă, purtând colar, purtând un crucifix la gât, nu contrazic cu nimic Scriptura. Pentru că Scriptura nu spune nu purta o cruce la gât, nu purta reverendă, nu purta gule. Dar niciun păstor baptist, de exemplu, care vine îmbrăcat la costum, nu pot eu, ca luteran, să spun, domne, tu te îmbraci în felul acesta, contrazici Scriptura. Pentru că nu o contrazici, ci totul ține de tradiția la care noi ne raportăm, o tradiție care, repet, trebuie să fie întotdeauna dominată și analizată și asupra ei să aibă autoritate Scriptura. Bineînțeles, dar să nu uităm, Sorin, totuși și, să spunem așa, diferențele acestea culturale. Să știi că și de la țară la țară, de la regiune la regiune, oamenii au anumit port. Nu toți și nu în toate mediile oamenii își permit probabil un costum de haină sau știu eu. Așa că sau în bisericile de la țară, în bisericile de la baptiste de la țară sau în bisericile evanghelice, nu toți oamenii vin academic îmbrăcați și este absolut scriptural. Asta este diferența între Scriptură și tradiție. Scriptura sau sola Scriptura nu vine să excludă tradiția, ci doar să mențină tradiția pe drumul niște normal. Făgași. Astfel încât, exact, ea să nu devieze nici la stânga, nici la dreapta. Scriptura este ca niște ziduri, să spunem așa, vedeți? Ați văzut ca bordurile care exact delimitează șoseaua. Astfel încât noi știm că oriunde ne-am aflat, suntem pe șosea, ne aflăm între cele două borduri, cum spui tu, între bare. Dacă suntem între bare, suntem unde trebuie. Dacă suntem fie în dreapta, fie în stânga de bare, atunci am deviat și tot ce avem de făcut, în cazul cel mai fericit, este să ne întoarcem înapoi între aceste bare. Dar cum ne întoarcem înapoi în aceste bare? Foarte simplu, revenind la Scriptură, analizând Scriptura și extrăgând din ea învățătura corectă, învățătura ortodoxă cu o mic, nu cu o mare în cazul bisericii, ci învățătura dreaptă, corectă a bisericii, astfel încât să ne asigurăm că toate aceste tradiții teologice, până la urmă liturgice și așa mai departe sunt în parametrii Scripturii. Prin tradiție însă noi nu înțelegem, Cătălin, numai chestiunile care privesc, știu și eu, închinarea noastră liturgică sau viața de zi cu zi a creștinilor. Tradiția include inclusiv modul de exprimare a credinței, iar această exprimare a credinței fiecare biserică o face prin sute de cărți pe care autorii educați în domeniul teologic le scot pe piață în continuu. Și sunt autorii ultra-celebri, să spunem așa, precum Augustin, precum Luther, precum Thomas d'Aquino, precum Calvin și atâția alții, Spurgeon, de exemplu, este Erickson, Millard Erickson, care are o teologie extraordinară în limba română, Grudem și așa mai departe, până la oameni mult mai puțin cunoscuți, dar care au cărți extrem de folositoare pentru înțelegerea credinței creștine. Aceste cărți sunt parte a tradiției. Ele nu sunt inspirate de Dumnezeu. Puține culte
creștine în momentul de față mai au autori umani care pretind că au fost profeți. Însă, marea majoritate a cultelor creștine din prezent nu au acest astfel de pretenții pentru cei care scriu cărți. Martin Luther, de exemplu, și aici am permis să vorbesc pentru că este biserica pe care o reprezint, nu a fost un profet. Martin Luther nu a fost altceva decât un intelectual care a studiat Scriptura, s-a adâncit în diverse domenii colaterale Scripturii, cum ar fi limbile bisericești, filozofie, istorie și așa mai departe, și cu tot acest bagaj de cunoștințe s-a aplecat asupra Scripturii și a interpretat-o astfel încât din mâna lui au rezultat undeva la aproximativ 67 de volume. Același lucru putem să-l spunem și despre Calvin, același lucru putem să-l spunem despre Philippe Melanchthon și despre atât de mulți alți teologi. Niciunul dintre ei, cu mici excepții, repet, cu mici excepții de autori în momentul de față, nu au avut pretenția nici ei și nici biserica nu a avut vis-a-vis de ei pretenția că ar fi inspirați de Dumnezeu, astfel încât scrierile lor să fie cumva puse măcar la același nivel cu Scriptura. Nu, toți acești teologi, toți acești autori umani, deși nu sunt inspirați de Duhul Sfânt, sunt călăuziți, să spunem, de Duhul Sfânt, dar nu vorbim de o inspirație a Duhului Sfânt așa cum a fost în cazul sfinților profeți sau a sfinților apostoli care au scris Sfintele Scripturi. Nu sunt văzuți ca autoritate supremă în biserică. Scriptura rămâne autoritatea supremă, iar scrierile lui Luther, de exemplu în Biserica Luterană Confesională, scrierile lui Martin Luther sunt întotdeauna subordonate Scripturii. Ele sunt de dorit, biserica se folosește de ele, le vede ca pe o foarte mare comoară, suntem întotdeauna sfătuiți să le citim cu atenție, ne bucurăm de ele, ne folosim de aceste materiale pentru a compune predici, pentru a compune tot felul de seminarii teologice și așa mai departe, dar niciodată nu facem din ele o normă absolută pentru biserică. Scriptura este norma absolută pentru biserică sub care se plasează scrierile lui Luther, astfel încât dacă Scriptura vine și spune, uite, acest paragraf din Luther contravine, de exemplu, lui Matei, capitolul 20, versetul 6, dau aleatoriu exemplu, atunci acel pasaj din Luther să fie eliminat, să nu mai fie folosit în învățătura bisericii. În același mod, de exemplu, bisericile văd mărturisirile de credință, iar mărturisirile de credință sunt niște documente ale tradiției extrem de valoroase, cel puțin, haideți să spunem, în mediul nostru post-reformă. Avem, de exemplu, luteranii au foarte multe mărturisiri de credință, mai precis 6 la număr, dar au și reformații mărturisirile lor, au și baptiștii. Îți amintesc de mărturisirea de credință, de exemplu, baptiste de la Londra, dacă nu mă înșel foarte mult, din 1690 și ceva, 1690-91, îmi pare rău că nu mi-amintesc foarte exact an. Există de asemenea catehisme ale bisericii, cum sunt micul catehism al lui Martin Luther, marele catehism al lui Martin Luther, păi sunt catehismele de la Westminster, există și catehisme scrise de către teologi baptiști și așa mai departe. Toate lucrurile acestea sunt extrem de valoroase pentru biserică. Sunt resurse care vorbesc în mod direct și concret despre identitatea noastră denominațională. Cum mă definesc eu ca luteran confesional? Eu ca luteran confesional nu o să vin niciodată să zic, haide să facem un exercițiu foarte simplu. Vii și întrebi, tu ești luteran confesional, de ce ești luteran confesional? Cum îți definești tu identitatea? Păi cred în Scriptură. Uite, am Scriptura și eu sunt luteran confesional pentru că îmi trăiesc credința pe baza Scripturii. Și atunci o să vină un martor al lui Jehova, îl iau întâmplător și o să zică,
Știi, și eu, într-un fel, sunt luteran confesional, pentru că și eu îmi trăiesc învățătura tot pe baza Scripturii. Și acum, între mine și acel martor al Iehova, nu mai există niciun fel de diferențe. Noi suntem la fel. Deci, Scriptura, chiar dacă este fundamentul nostru, fundamentul credinței noastre, fundamentul nostru existențial, dacă putem să spunem așa, totuși nu vorbește în mod direct și concret despre identitatea noastră ca luteran, ca baptiști, ca penticostal și așa mai departe. Cine vorbește despre identitatea aceasta? Tradiția vorbește. Pe baza ce? Pe baza mărturisirilor de credință, pe baza diverselor lucrări de teologie sistematică, pe baza imnurilor pe care le avem, de exemplu imnul, această minunată predicare a Evangheliei prin cântec, nu prin predică, de exemplu. Aceasta este. Imnurile, dacă sunt, să spunem așa, sănătoase, nu sunt altceva decât predicarea Evangheliei pe versuri, da? No, imnurile noastre sunt diferite într-un fel unul față de celălalt. Ele vorbesc despre identitatea fiecăruia dintre noi. Apoi, de exemplu, arhitectura bisericii vorbește despre identitatea fiecăruia dintre noi. Icoanele sau lipsa lor. Chiar la începutul studiilor mele doctorale vorbeam cu cineva și spuneam că mi-aș fi dorit foarte mult să fac, de exemplu, un studiu în felul care să fie în felul următor. Să identific care este identitatea unei biserici și teologică și liturgică și așa mai departe, fără să mă ating de nici un fel de carte. Adică pur și simplu să intru într-o biserică, să asist la serviciul divin și să spun, domne, uite, biserica asta crede asta, 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 așa. După cum arată biserica, după cum se îmbracă oamenii, după cum se poartă în timpul... Pentru că toate lucrurile acestea, care sunt partea tradiției, vorbesc despre identitatea persoanei respective. Ca atare, noi, dacă am aruncat tradiția la gunoi, practic n-am mai avea niciun fel de reper pentru identitatea noastră ca luterani, ca romano-catolici, ca ortodoxi, ca baptiști, ca martorele Jehova, ca adventiști de ziua șaptea și așa mai departe. Pentru că toți, în fond, la baza credinței noastre, spunem că avem Scriptura. Însă ce ne diferențiază pe fiecare dintre noi este modul în care interpretăm Scriptura, modul în care implicăm Scriptura sau, mă rog, facem Scriptura ca, sau închinarea noastră este o închinare în conformitate cu Scriptura și modul în care ne trăim viața de zi cu zi. Însă în ceea ce privește Scriptura, ea este, să spunem așa, bătută în cuie. Scriptura nu se schimbă, nu se modifică, nu apar niciun fel de lucruri suplimentare la Scriptură. De aceea, pentru că ea nu are această caracteristică a schimbării, a deteriorării odată cu timpul și așa mai departe, tocmai de aceea ea este fundamentul și norma de încredere după care noi ordonăm toate celelalte norme. Asta de fapt înseamnă sola Scriptura. Sola Scriptura, repet, nu înseamnă Scriptura și nimic altceva. Scriptura și la o parte cu orice fel de tradiție, la o parte cu Sfinții Părinți ai Bisericii, la o parte cu filozofia, la o parte cu limbile biblice, la o parte cu scrierile Luther, Calvin și așa mai departe, la o parte cu scrierile Spurgeon sau cu mărturisirile de credință sau cu, de exemplu, de ce nu cu canoanele fiecărei biserici, pentru că tu ai spus foarte bine faptul că fiecare biserică, chiar fiecare comunitate are un set de reguli al ei, după care credincioșii respectiv își trăiesc viața, participă în închinarea liturgică și chiar cred anumite lucruri, în special chestiuni, hai să le numim așa, secundare de credință.
O să-ți dau un exemplu care s-ar putea să irite, dar este fundamental. Părerea mea, de exemplu, atitudinea față de băutură, de alcool sau față de tutun. Îs biserici, cu precădere cele evanghelice, care au o atitudine ostilă față de fumat și numesc fumatul un păcat. Îs sunt celelalte biserici, printre care și Biserica Luterană, trebuie să recunosc, care nu au o astfel de atitudine față de fumat și nu se împotrivesc sau nu condamnă pe credincioșii lor care fumează. Lucrurile acestea nu sunt stipulate de Scriptură, ci sunt ecoul tradiției. Dar slavă lui Dumnezeu că sola Scriptura înseamnă că noi punem mai presus de toate aceste lucruri Scriptura, astfel încât ea judecă fiecare, Scriptura judecă filozofia, Scriptura judecă scrierile Sfinților Părinți, teologia patristică, Scriptura judecă teologia luterană, calvină, baptistă și așa mai departe, și Scriptura este cea care ne arată care este direcția pe care trebuie să mergem. Și ar fi o problemă din punctul meu de vedere și este o problemă foarte gravă în momentul de față pe care creștinismul, nu știu dacă va reuși vreodată să o corecteze, aceea în care de fapt foarte multe elemente ale tradiției cătălin devin sola. Aici este problema. Aici este o problemă aici foarte grea. Aici e extremă. Grea. Să știi că, din păcate, este o extremă, într-adevăr, dar este o extremă care câștigă foarte mult teren, care acaparează ca un cancer un procent enorm de mare dintre creștini. Care vin și spun, dacă porți cruce la gât, nu ești creștin. Dacă porți un inel pe deget, nu ești creștin. Dacă porți cravată de nu știu ce culoare, nu mai ești creștin. Dacă mănânci o anumită carne, de exemplu, de porc, nu ești creștin. Dacă fumezi, nici nu se mai pune problema să fii creștin. Aici este o problemă. Este o mare problemă atunci când noi luăm elemente de tradiție și le transformăm în norme infailibile ale bisericii. Adică, practic, aceste norme nu fac altceva decât să ocupe locul pe care Scriptura ar trebui să-l ocupe. Deci, cu alte cuvinte, în mod abuziv, aceste norme vin și detronează Scriptura în favoarea lor. Aici trebuie să avem foarte mare grijă, absolut de fiecare dată, pentru că foarte mulți oameni, cel puțin în prezent, au teribil de accentuată această tendință de a face din elemente care n-au nicio legătură cu Biblia, ci sunt doar cuvinte scrise de anumiți teologi în anumite cărți sau spuse de anumiți păstori de la amboanele bisericilor, și să facă din ele normele fundamentale pentru existența lor, spunând că dacă lucrurile nu sunt așa, nu sunt deloc. Aici nu mai este bine. Aici nu mai vorbim de sola Scriptura, ci tradiția devine un fel de sola. Și lucrurile acestea se întâmplă, din păcate, în toate bisericile. Ar fi fost frumos să intrăm în amănunte, nu este probabil timp și poate nici cadrul adecvat să intrăm în astfel de amănunte, dar ele sunt o multitudine. Slavă Domnului, Sorin, mulțumim foarte mult pentru prezentarea ta, pentru frumoasă argumentare pe care ai adus-o, și rămânem clar cu concluzia aceasta că Scriptura este cea care normează totul. Absolut, piatra de căpătâie a credinței. Și bineînțeles, fără să aruncăm la coș absolut deloc tradiția, practica aceasta a bisericii, mai ales că amândouă, sola Scriptura și, să spunem, tradiția aceasta care s-a dezvoltat de-a lungul secolelor, de-a lungul miilor de ani de creștinism, până la urmă trebuie să ducă către o anumită direcție. Și a zice eu că direcția aceasta este tot un sola, așa nume, soli deo gloria. Soli deo gloria și, în al doilea rând, sunt acele norme care păstrează biserica pe linia ei de credință. Este un tablou foarte frumos făcut și o să-l spun foarte pe așa plastic, care arată, să spunem, cum ar fi tabloașul nostru. Jos aici este Sfânta Scriptură, din care iese fiecare învățătură ca săgeți, numai că unele se mai duc stânga și dreapta. Într-o parte, de exemplu, sunt mărturisirile de credință, se spune o latură mărturisirile, iar latura aceea ar fi crezurile bisericii. Și vezi, fiecare învățătură vine, se izbește și revine la loc. Dacă venim și spunem avem numai Scriptura și nimic altceva,
S-ar putea ca anumite interpretări care le dăm Scripturii să se ducă în direcții greșite, așa cum vedem, de exemplu, în cazul erezilor. De aceea eu cred că în providența lui Dumnezeu ne-a dat Scriptura ca fiind unicul lui cuvânt inspirat, dar eu personal cred că tot în providența lui Dumnezeu ne-a dat tradiția, iluminând oameni și teologi care au interpretat cuvântul lui Dumnezeu, care l-au pus pe hârtie, care ne-au lăsat tot felul de idei minunate. Ce trebuie noi să facem este să nu luăm aceste idei pur și simplu, gata, le citim și facem din ele norme, ci să studiem cu pasiune aceste idei, să le punem în lumina Scripturii, să le punem sub Scriptură și să vedem dacă ele reflectă sau nu învățătura Scripturii, iar dacă le reflectă, să ne bucurăm de ele ca o mare bogăție pe care Dumnezeu a lăsat-o în providența lui bisericii sale. Pentru ce? Pentru ca biserica să înainteze de-a lungul acestor veacuri extrem de dificile, prin care, din păcate, uite, trecem de un an de zile fiecare dintre noi. Sorin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. A fost o încântare să stăm de vorbă și să ne îmbogățim cu ceea ce tu ne-ai prezentat în seara aceasta. Te mai așteptăm și la altă emisiune. Îți urăm multă binecuvântare în lucrarea pe care o faci tu în Biserica Luterană Confesională, Sinodul Missouri. Dumnezeu să-ți poarte de grijă în perioada aceasta dificilă și să mărească râvna aceasta pentru a studia și, bineînțeles, și pentru a spune altora. Mulțumesc mult, Cătălin. Dumnezeu să binecuvânteze și lucrarea pe care tu o faci, care este extraordinară. Stimați prieteni, vă mulțumim și de data aceasta că a fost împreună cu noi. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!